civilizația umană și invențiile ei sunt strâns legate de necesitățile pe care le avem. Sunt la Akrotiri, într-un oraș vechi de 3500 de ani din Santorini, și în spatele meu sunt mai multe ruine ale unor clădiri care aveau și 3 etaje. Iar la parter, la multe dintre ele, existau pe lângă elemente legate de activitățile publice și brăvălii. Și aici ajungem la două din invențiile extraordinare ale civilizației umane, și anume matematica și banii. Amândouă sunt legate de activitățile economice și au apărut ca o necesitate de a ține evidența a tot ce înseamnă rezerve de grâu, rezerve de alte tipuri de cereale, număr de vite pe care le aveau oamenii. Deci dintr-o necesitate extraordinară. Iar primii bani, iarăși o invenție foarte importantă a omenirii, au apărut tot în zona asta, în Asia Mică, într-o insulă de aici, din Lidia, ca o necesitate de a plăti mercenarii. Deci trebuie să înțelegem că banii sunt o expresie a timpului în care au apărut. Dacă primele monede din Lidia au apărut ca necesitate de a plăti mercenarii, Bitcoin în zilele noastre a apărut din necesitatea de a avea o monedă virtuală care să funcționeze foarte bine în zona internetului și mai apoi în zona metaversului. Deci trecerea spre Bitcoin va fi o chestie care se va întâmpla normal, pentru că Bitcoin reprezintă un răspuns la necesitatea civilizației noastre de acum, așa cum monedele au fost un răspuns la necesitatea pe care au avut-o oamenii acum mii și mii de ani.